Corturi de campanie au fost amplasate în mai multe zone din oraș, însă contrastul perfect s-a putut observa pe platoul din Piața Dacia. La câțiva metri distanță au fost amplasate cele două cabinete medicale improvizate pentru a testa tensiunea trecătorilor. La un cort, oamenii lui Mocanu își ofereau serviciile, iar la celălalt, echipa lui Băgiu avea aceleași servicii. Indiferent la cine apela mai mult cetățeanul de rând, întrecerea dintre cele două echipe se putea observa. Cât despre oamenii de rând... Cum stați cu tensiune? Stau cam prost, că am avut o decădere ieri puternică cu amețeli, vomitături și de aia mi-am luat că am venit cu soția la spital și acum zic ca să vreau să-mi iau și eu tensiunea, zic de ce am avut tensiunea asta ieri, de am avut amețelile astea. Totuși, tensiunea micuță nu e mare, ca să ăla, până acasă ajung, în orice caz ajung până acasă. Cum de v-ați luat tensiunea aici? Păi am văzut că e cu tensiunea și de aia m-am și oprit că vreau să plec la mașină ca să prind mașina de dus acasă. Stau bine. Stați bine? Bine. E bine că au avut inițiativă cei candidații? Foarte bun. Așa trebuie mereu numai când e alegeri din asta. Să fie mai din lună în lună, să fie câte unul mai. Mor mai rar, dar... În loc de concluzie, le recomandăm și echipelor candidaților promovați la cele două corturi să le ia tensiunea șefilor. Din cauza campaniei electorale, am văzut că tensiunile dintre cei doi sunt foarte mari.